Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor! Azi în Brașov, invitatul meu favorit în ceea ce privește lupta sindicală este domnul Fănică Gabor, președintele CNS Cartel Alfa, filiala Brașov. Bun regăsit! Bine v-am regăsit! M-aș certa că nu ne-am mai văzut de mult. Rar, dar bine am spus! Da, corect. Nu, deci mi-asum lucrul ăsta. Intrăm direct în franzelă, ca să zic așa. Starea creată de protestul din educație, multe sindicate, nu toți angajații sunt membri în sindicate, unii sunt în grevă, alții nu sunt, alții au intrat de azi în grevă, de exemplu. Deci e un pic, nu știu, nu i-aș zice chiar haos, dar e așa o neînțelegere la mijloc. Așa este. Ce facem? La Brașov noi avem un sindic, avem două sindicate care împreună au vreo 1800 de membri din învățământul preuniversitar. Ei au urmat exact calendarul de acțiuni stabilit de comun acord al celor două federații. Și au intrat în grevă sindicatul Spirul Aret, a avut un procent de 78% la începutul grevei cu oameni care au intrat în grevă. În 1486, cât avea sindicatul Spirit 1500, 986 de oameni au intrat în grevă. Din nefericire, ca să nu spun din păcate, celălalt sindicat care este pe universitar a bâjmăit-o. Adică a dat-o la întors. Ba mergeți la muncă, ba nu intrați în grevă, ba intrați în grevă. Ba când a trebuit să fie acțiune în comun la prefectură luni, săptămâna trecută, dumnealor a decis să facă marți altă acțiune de protest, când marți trebuia să fie la București și uite așa. Astfel că timpul a trecut și oamenii își pierd răbdarea și unii dintre ei s-au retras deja de la grevă și au început munca. Da, aici este într-adevăr o situație. E oarecum ciudată că nici politicienii noastre acum mână în sân, le-a tot aruncat câte o fărâmă de pâine, câte un pahar cu zahăr, câte un pahar cu ceva, ca să îi facă pe unii să renunțe. Și acolo oamenii sunt în grevă. Mâine, spre exemplu, ora 12, noi avem meeting din nou la prefectură cu sindicatul Spirul Aret. Sperăm pe peste 500 de oameni în fața prefecturii, ceea ce înseamnă că oamenii sunt în continuare foarte nemulțumiți. Da, nemulțumirea mi se pare îndreptățită. Nu cred că cineva poate avea ceva de comentat la acest capitol. Există totuși voci și până la urmă cred că mai există și pe acolo cât un sâmbure de adevăr. Ok, salariile trebuie clar să fie altele, mai mari pentru unii și, dacă mă credeți pe mine pe cuvânt, mai mici pentru unii. Pentru că trebuie să existe, ca în orice domeniu, un criteriu de performanță. Dar asta nu-l fac profesorii. Criteriul de performanță nu-l fac profesorii. Îl fac conducătorii. Corect? Și ca să ai criteriul de performanță, trebuie să ai și buget pentru criteriul de performanță. Ceea ce nu există. Și atunci, cine este de vină? Cine n-a făcut criteriile. Bun. Guvernanții. Corect. Să plătească. Vedeți dumneavoastră, de când tot vorbim de 6% din PIB din 2011, când a apărut prima lege a învățământului făcută de Funeriu, care a avut sute de modificări, a suferit o grămadă de modificări. Tot s-a vorbit de 6% din PIB pentru învățământ, niciodată nu s-a dat mai mult de 2,5%. E anormal ca un profesor debutat care merge după ani de facultate, pregătire, tot, să fie și dedicat învățământului, lucrului cu elevii, să aibă 2500 de lei ca debutant. Aici au dreptate foarte mare profesori. Și în general au dreptate când vorbesc de salarizare, pentru că, vedeți, a apărut legea 153 din 2017. Legea lui Olguța, cum se spune, pentru salarizarea în domeniul bugetar.
Acea lege trebuia să fie făcută după discuții cu federațiile sindicale profesionale, cu confederațiile sindicale. Ori ea s-a vânturat câte o grilă așa, uitați așa, s-a vânturat prin față câte o grilă, asta este, o trecem mai departe și la urmă nu se mai discuta cu nimeni nimic. Și a fost făcută o lege care nu poate fi aplicată. Cine e de vină din nou? Nu sunt profesorii de vină. Cu Sunt siguranță guvernanții de nu sunt. vină. Guvernanții de vină. De la începutul anului se vorbește de noua lege a salarizării în domeniul bugetar. Nu știm nimic. Noi, sindicate, nu am fost informați. Ori dacă legea nu e făcută pentru salariați, de ce reprezentanții salariaților nu sunt informați de ce se scrie în legea aia? De ce nu suntem informați? Pentru că nu are cine. De altfel, noi, Cartel Alfa, am trimis o comunicare pe care am cerut demiterea ministrului muncii, Marius Budăi, pentru modul cum gestionează problemele din cadrul Ministerului Muncii. Deci nu există dialog, de fapt, Nu nici există, măcar la pentru că nivel de nu e informare, chemat. așa. Deci sunt două teme mari, pensiile și salarizarea, care sunt trecute în PNRR. Cu partenerii sociali nu a avut loc nicio discuție până acum. Nici pe pensii, nici pe salarizare. Ori ne spun că vom face imediat, primii discutăm cu învățământul. De ce nu? Noi am tot spus cartela asta și cred că dacă oamenii înțeleg bine, de ce nu reluăm legea 284 care a fost abrogată în 1953 din 2011 privind salarizarea în domeniul bugetar? Legea unică de salarizare, care era foarte bine gândită. De ce luăm pe aia să facem câteva modificări să o punem în practică? Nimeni nu știe. Poate nimeni nu Sănătatea. vrea. Sănătatea. Sănătatea a fost, s-a dat la sănătate le-a mărit salariul de la 1 martie 2018. Ei, nu-i chiar așa. Le-a mărit numai medicilor și asistenților. Astfel că majoritatea oamenilor din sistemul de sănătate au rămas cu salarii mici. Cei care conduc spitalele, spre exemplu, partea de test, au salarii mici. Și asistenții au rămas în urmă, pentru că i-au ajuns în unele locuri infirmierii, cu sporul, cu toate infirmierii din urmă. Deci nu este o lege clădită pe performanță, pe profesionalism. A fost făcută ca să amăgească lumea. Și atunci, e corect ce se întâmplă? Că mâine polițiștii încep acțiunile în București, care sunt tot la noi. Joi va fi meeting mare de amploare în București, cu cei din sănătate. CFR-ul și ei nemulțumiți că au din 2019-2011 au un cod al lucrătorului din CFR care însemna un nivel de salarizare și care a tot fost prorogat. Bani pentru CFR nu se dau. Ce se întâmplă cu țara asta? Unde vrem să ajungem? Asta e întrebarea la care politicienii nu ne răspund. Indiferent că sunt din București sau sunt politicieni locali care merg în București la partide și votează cu mâna sus deciziile care le iau acolo în cadrul conducerii partidelor. Nu ne dau răspunsul. Și atunci oamenii sunt nemulțumiți și vor continua nemulțumirile. Și vor continua protestele, presupun, și suntem într-adevăr într-o situație de asta. Acum, eu n-aș vrea să nu prea sunt adeptul teoriei conspirației și nu mă gândesc că are vreo legătură, de exemplu, cu rotația asta, rotativa asta, nu știu cum să-i zic, pe la putere. PSD, PNL, se duc, se întorc, se mai negociază un minister, stai să mai vedem ce se întâmplă în țară și facem rotativa după aia. Deci că e roata aia, știți dumneavoastră, dar nu pot să zic că. Domnule Ghiță, problema nu este rotativă, problema este calitatea politicienilor care ne conduc. Și dacă vă uitați bine la cine ne conduce, o să vedeți că nu sunt oameni care nu prea au habar de economie. Aici e vorba de economie. Economie națională, care înseamnă multe, multe domenii de activitate. Ori la noi se lucrează pe bușbel. Facem bugetul mare că vedem noi dacă reușim să-l realizăm.
cu niște capitole care se vede acum, se plâng că nu sunt îndeplinite. Au minus la buget, la încasări, vreo 10 miliarde de lei. Păi, socoteala de acasă cu aia din târg nu s-a potrivit niciodată. Păi, pe ce calcule s-au făcut, pe ce principii s-au făcut calculele acestea? Ca să ne aburească că avem un PIB mare. Vă dau exemplu salarizărilor. Noi, ca salariu brut minim în Europa, nu suntem pe ultimul loc, sunt nici pe penultimul, suntem mai sus. Dar dacă mergem la salariu net, suntem pe penultimul loc. Pentru că atunci când s-au transferat contribuțiile în seama angajatului, am crescut brutul. Netul a rămas același. Am crescut brutul cu 20% și netul a rămas același. Deci, noi nu suntem mult mai bine decât am fost până în 2017, 2018, când s-a făcut acea mare reformă fiscală care s-a lăudat guvernul de atunci. Că Ca nici nu scuză. mai știm cine era la guvernare atunci, dar nici măcar nu Ba, contează. ba, ba, știu. Da, trăim în 2023 și ar trebui să vedem ce ni se întâmplă Atunci acum. era prim-ministru, era un Mihai Tudose. Deci PSD. PSD, el era la guvernare, era prim-ministru ca la 1 februarie să-și dea demisia și a pus-o pe Viorica. Doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă Viorica, da. Asta a fost atunci. Dar asta ne s-a întâmplat. Degeaba nu m-am adus argumente să le spunem că nu e corect, că în toată Europa sunt împărțite contribuțiile între angajatori și angajați. Nu, la noi s-a dorit doar pe seama angajatului să fie contribuțiile. E corect, bă, e bine, dar astfel ne-a reușit să tragem o minciună mare că avem salariul minim brut mare în comparație cu alte țări. Dar, de fapt, netul este mic. Brutul este undeva la 615 euro, netul este la 380 de euro. Asta este. Da, pentru Deci, că statul, dacă mă netul întrebați pe brut. mine, statul e cam hapsân, așa. Păi avem una din cele mai mari poveri fiscale pe angajat din România. Iar intrăm în detalii, iar vorbim de economie, cum dezvolți economia și așa mai departe. Iar asta, aceste răspunsuri trebuie să ne dea politicienii, nu noi. Ei ar putea să încerce să dea, că nu știu dacă vor reuși, dar ar putea să încerce să dea niște răspunsuri. Și oricum politicienii mereu au câte un răspuns, adică nu ridică niciunul din numărul săi, că domnule, habar n-am. Iertați-mă pe mine, aici m-a pus partidul și eu nu știu. Nu, ei încep și Ba. să dea cu părerea și vin cu tot felul Aduceți de aminte de un idei. ministru economiei pe timpul lui Grindeanu? E unul de pe la Neamț. Așa, ce Era zicea? cecul după lume. Da, bine, Deci, acum, clar. da. Deci despre asta vorbim. Asta e calitatea. Oare ar fi o idee ca la ministerele astea cheie, să zicem, totuși din guvern, să se renunțe la sifonare, că pui pe ăla de la partid, mai dă și el drumul la niște bani Cred că nici de asta nu sunt în stare. Nici de asta nu sunt în stare să să facă. pună niște oameni, el pe ăla care e, nu știu, super pregătit în domeniul economic, a dovedit că știe Deci, că sunt destui analiști care, mă rog, cel puțin o să mă aparent, repet încă o dată. vă rog. MNR-ul a fost negociat de un guvern al României. Bun, rău, ăla a fost. Să tot spui că ăla este de vină după un an jumătate, după un an și 6 luni. De când a intrat la guvernare, că PNR-ul ăla a făcut și ăla ne-a obligat, ăla ne-a făcut. Iar tu să nu vii cu nimic ca să rezolvi problemele trecute acolo ca termene, pentru ca să primești bani din PNR, înseamnă incompetență. Sau populism. Iarăși poate fi adevărat. Că... Da, cred că în primul rând este incompetența 80% și 20% este populism. Să Că nu de fie mai mult populism populismul, că pe ăștia nu, că totul până la voturi. n-au loc de un alt partid la populism. Se descurcă. Da. Deci cam asta e situația. Asta e radiografia de astăzi. Nu știu ce va fi în continuare. Eu unul sunt speriat de ce se va întâmpla toată vara asta în țară. Bani, oamenii cer bani pe bună dreptate, bani nu sunt. Ce vor face? Iar asta cu rotativa. Aia putea întâmpla într-o noapte.
Păi așa ar fi fost și normal, de vineri până Păi luni da, trebuia să se întâmple lor rotativa, da? luni trebuia votat guvernul. Și nu s-a întâmplat nimic. Da, unii vor să nu apară în față că să nu aibă probleme, celălaltul nu poate să dea demisia că au o înțelegere acolo, n-ai mai știi ce înțelegere au și ăștia acolo, că nu mai ești tu ce înțelegere au și așa mai departe. Iar noi, poporul, stăm și suferim. Uitați-vă la prețurile la gaze. Toată lumea vorbește că prețurile la gaze naturale ar trebui să scadă cu 25% la populație. Au scăzut pe piața bursieră, scăzut cu 25%. De ce plătim în continuare prețurile astea mari la gaze naturale? Ca să Pentru că câștige statul. statul ia taxe și impozite de acolo. Face încasări mari. Deci cum bagă statul mâna în buzunarul nostru? Bagă într-un buzunar și sparge pe ăla și trece și un alt buzunar la altul. Că nu poate să bagem în două mâini, că până cade omul jos. Și asta face. Ne Da. jegmănește, ne jegmănește ca hoții la drumul mare. Și până la urmă mai vine și anul următor, care va fi unul fierbinte. Anul următor, întotdeauna anul electoral a fost un an cu populisme. Avea ocazia să facă în acești 2 ani destule lucruri ca la anul să le fie mult mai bine. Dar oare de ce nu fac chestia asta? Frica de răspundere. Nu se asumă. Și eu sunt supărat, v-am spus, deopotrivă pe toți politicienii. Nu ăștia locali sunt mai buni ca ea, că și ăștia merg acolo la ședințe și votează. Spun da. Sunt Zic că niște vreau mari să votați. ridicători de mână, nu? Corect. Yes, man. Asta e Da. situația. Ne întoarcem un pic la educație, pentru că deja se creează tensiuni, cu siguranță știți și dumneavoastră lucrul ăsta. Părinții sunt nemulțumiți, mai ales părinții copiilor de clasa 8-a și de clasa 12-a sunt nemulțumiți. Copiii au învățat de le-au sărit capacele, mai mult sau mai puțin, zic așa ca să fiu prietenos. Examenele, toată lumea ridică din nume, nimeni nu știe ce se va întâmpla. Știți cum este aici? Este ca la înțeleptul Solomon. Și tu ai dreptate. Toată Exact. lumea are dreptate. Exact. Profesorii au dreptate, elevii au dreptate, și politicienii au dreptate. Dar n-au. N-au, Părinții. dacă vroiau, din 2017, de câte ori le-au amânat creșterile salariale la cei din învățământ, că le-au amânat de câteva ori. Situația era alta acum în învățământ. Cum? Când a trebuit pentru apărare și nu zic că nu trebuia bani pentru apărare, nu asta zic. S-a găsit 0,5 puncte procentuale pentru creșterea PIB-ului pentru apărare. Pentru învățământ și atunci să găsesc procente din PIB. Deci să facem un calendar. Anul ăsta avem 2, la anul avem 2,5, pe urmă avem 3, mergem așa mai departe. De ce nu se fac așa? Păi, ia spuneți-ne noastră că sunteți Că nu vor, pentru că foarte nu vor. apropiat de sistem și de Eu nu fenomen. sunt apropiat de sistem, nu Nu știu ce. apropiat, nu în sensul că sunteți prieten cu ei. Sunteți aproape, adică stați cu ochii pe ei mereu. Păi tot timpul îi criticăm, tot timpul ne spunem puncte de vedere, tot timpul. Acum am spus că am cerut demiterea lui ministrul Budăi de la muncă. Ați Am spus, zis-o da. pe asta. Andrușcă se numea cel de la economie. Nu o să aminte acum, că aveam un lapsus. Avea nume de ăsta predestinat, Andrușca, Da, știți că am vrut era. să urmă, da, ca să nu. Deci, asta este. Noi am spus ce am putut spune tot timpul. Bani la buget sunt. Nu sunt gestionați cum trebuie. Bani de la PNRR trebuia să vină. Nu se Nu vin face nimic că. ca să vină. Pensiile speciale. Uitați-vă la pensiile speciale. Ei au băgat acum din ce au vorbit, nu au spus nimic de pensiile parlamentarilor. Nu au vorbit nimic de alea. Nu au vorbit nici de pensiile pentru aleșii locali, care sunt prinse într-o ordonanță privind codul administrativ. Nu au spus nimic de alea. Deci nu renunță la alea, primii care se renunță la alea, să fie politicieni, să spună, domnule, gata, le eliminăm, uite, votăm toți, le eliminăm. Le e frică de Curtea Constituțională? Păi, cum să iei tu pensie 10.000, 10.500 de lei pentru 3 mandate de parlamentar? Cum să iei așa o pensie? Cine are pensie contributivă pentru 12 ani de mandat? Atâta.
Se urcă și eu 12 ani și am 10.000 de lei pensie. Bravo, nu? E bine. Ei sunt primii care trebuie să renunțe. De bună voie să facă cele. Eu renunț, eu renunț, eu renunț. Nu să aibă. Pentru că oricum ei, în 3 ani de mandat, au făcut destui bani. Și mă refer la suma forfetară pe care ei o casează foarte ușor, la jumătate din ea nu trebuie justificată. Tot ei au hotărât că nu trebuie să justifice, că până la urmă n-a Da, hotărât nimeni altcineva în locul lor. ei au hotărât că Dar jumătate nu se justifică și gata. Ce sunt? din 30.000 de lei acum nu trebuie justificat. Adică 15.000 de lei nu trebuie să dai răspuns pentru ei. Dar spun că au indemnizația mică, 11.000 de lei. Dar cei 15.000 de lei, ce sunt cei cu ei? Da. Deci cu învățământul văd mâine ce pulsul ăsta și mai puteți să mă sunați să ăsta. Eu altceva nu cred. Eu cred că vor continua, că unele județe sunt mai hotărâte ca cei din Brașov, aici din cauza unei neînțelegeri a unui lider sindicat care a crezut că se joacă cu greva. Da, asta, joaca de-a greva, iarăși e o chestiune. Noi, dacă tot facem grevă, într-adevăr, există un motiv bine întemeiat. Că este momentul sau nu este momentul, nu știm. Că seamănă a șantaj sau nu seamănă a șantaj, discutabil. Dar s-a ales un moment pentru grevă. S-a ales Punct. Nu mai un comentăm. moment când poți să faci. Momentul de grevă nu-l alegi așa când vrei, așa, îl pui în mijlocul anului școlar. Momentul grevă îl alegi în momentul când știi că poți să forțezi not. Așa se întâmplă peste tot. Și într-o Corect, de fabrică, și într-o acord. fabrică de producție, că știi că arde cu anumite produse vandabile să le vândă, faci grevă ca dacă ai vrea să obții ceva. Astea sunt regulile. Nu Bun. le-a stabilit, le-a stabilit de când au început prima dată grevele prin America și prin Europa de vest. Nu noi le-am făcut acum. Pe Bun. atunci faci grevă. Bun, dar măcar dacă se hotărăște ceva și intră în grevă, știm. Nu, este grevă. Trebuie părinții să Aici. se îngrijească, să aibă copiii un program, pentru că nu mai pot merge la școală din moment ce este grevă, sau dacă se duc la școală, se duc, stau în clasă și nu fac nimic, Iar habar răspunsul n-am. angajatorului trebuie să fie un răspuns prompt și rapid. Și ferm. Și ferm. N-a prea fost. A cam bâșbâit-o. Păi, au scăldat-o că au crezut că dacă promit niște firmituri, s-ar putea ca lucrurile să iau o Bineînțeles că este întorsătură și promis. în unele cazuri chiar arată. Hai, domnule, că ne-a dat. Hai că ne-a dat ceva, gata, hai înapoi la școală. Alții, așa cum vă spuneam, de astăzi au intrat în grevă. Da. Adică de marți 6 iunie. Despre ce vorbim? Știu despre cine e vorba și din nou mergem, dar nu mai pronunț nume că... Fără niciun nume, că nu ne apucăm să facem Și proces aici. păcatul lui Dumnezeu că unii s-au chinuit să facă exact cum s-a stabilit, să meargă pe un calendar bine, bine stabilit, iar alții au scăldat în stânga, în dreapta și acum s-au trezit că trebuie să facă și ei grevă. Când deja lucrurile sunt vorba lor, când deja purceaua e moartă în coteț. Focul e pornit. E bună și asta cu purceaua, dar și focul, da? Focul e pornit. Hai să-l ținem la un anumit nivel, să controlăm, să vedem ce se poate face, să dăm niște termene limită. Să S-au spunem dat clar. termene limite. Eu mă bucur că s-a luat decizia continuare astăzi, că vor continua greva și că vor conta și cu acțiune de protest. Da, de exemplu, s-a stabilit un termen limită, că nu știu, vă întreb, poate știți dumneavoastră. Nu există. Dacă până în data Într-o acțiune de de... asta, scuzați-mă, într-o acțiune de Vă asta, rog. conform legii, nu stabilește termene limite. Stabilește o țintă financiară. Bun, am stabilit. E stabilită ținta Stabilită ținta financiară, din câte financiară. am înțeles. Stabilită Bun. 4 salariul mediu brut pe economie la profesorul debutant. E stabilită. Ok, E dacă stabilită. guvernul nu aprobă asta până vineri, dau și eu un exemplu, da? Vineri suntem în 9, cred. E, dacă până în 9 nu, așa, atunci clar nu vom avea examene anul ăsta. Asta este. Nici. Au spus. Păi nu, dar asta să zică cineva și lucrul ăsta, nu Au spune nimeni. zis-o. Au zis-o. Numai Au că zis-o? Asta vă întreb, că nu știu. când s-au dus la anumite televiziuni, i-a făcut oamenii, i-a categorizat oamenii Moscovei. Ce are legătură greva din învățământ cu Moscova, cu ce face tâmpitul ăla de Putin? Nici cea mai mică. Cine a Ce are făcut legătură? corelația Da. asta, ăla este Da. tâmpitul. S-a Permiteți. găsit oameni care să spună așa ceva, pentru că și în presă știți și dumneavoastră cum iese.
Cum este? Da, știu foarte bine, nu trebuie să-mi spună nimeni. Da. Da, ca principiu vorbind acum, s-au stabilit niște termene clare. Și au zis, noi, dacă până în data D nu se găsește o rezolvare pentru ceea ce cerem noi, ok, nu vom avea examene. Și dacă nu vom avea examene, și voi veți suporta consecințele, voi ca și guvernanți, tu ca ministru al educației, Seama ce tu ca situație ministru sunt. al muncii. Eu nu aș vrea să fiu în situația părinților care au copii în clasa 8 și în clasa 12. Exact, nici Nu eu, aș așa vrea cum să fiu în spuneam. situația lor. E o situație disperată pentru că părinții au investit în copiii ăia, în meditații, în tot ca să ajungă să facă ceva cu ei și acum să văd blocați. E o situație total anapoda. Dar profesorii au dreptate. Asta este cuvântul de ordine. De acord. Și faptul că Așa am și început emisiunea, da? Suntem de acord că. învățământul a fost lăsat tot deoparte, sperând că vor Sperăm că trece mai ce? departe. Păi pentru că n-ai un popor învățat, ai cu cine, pe cine să manipulezi. Corect. Da. Și iarăși ne întoarcem la criteriul de performanță, pentru că sunt profesori, sunt învățători în România, în învățământul ăsta preuniversitar, oameni de o reală valoare și oameni care câștigă, cum știm, foarte 4.500 de lei pe lună. Ăla era salariul cel mai mare, cu indemnizații, cu Vă tralala. dau următoarele exemple. Avem și în Brașov și în țară sunt licee și școli generale care au popularitate foarte scăzută de ani de zile, de zeci de ani. S-a luat vreo măsură? S-a interesat cineva care e problema acolo? Ce fel de copii sunt? Din ce familie provin? Ce fac profesorii ăia? Cu tare, cu tare, cu tare? Nu, pentru că nu e interesat, simplu, ce să mai. Nu, că nu e interesat. Asta, domnule, că merge și așa. Nu merge și așa. Nu merge și așa. Pe urmă, dacă ai licee foarte bune, de acord că sunt licee foarte bune, și acolo, dacă îți puteți părinții a meditației, de aia sunt și așa bune, dar vorbim despre. Ia, domnule, exemplul ăla, vezi ce faci, vezi de ce acolo nu se poate. Du-te, avem inspectorat, avem inspector pe domenii, pe tot, merge și vedeți ce se întâmplă acolo. Ce fac copiii, ce se întâmplă, poate vorbi cu părinții, poate părintele ăla, că domnule, a trebuit la școală să înveți, eu ce să fac mai mult, că nu pot să-l învăț eu. Mai ales decât cum au schimbat materia an de an, de nu mai înțelegi din clasa întâia cu ce scrie acolo în cartea aia, clasa a doua, copiii, părinții nu mai pot ajuta. Pentru că noi am învățat ceva acum 20 de ani, iar copiii învață altceva acum. Complicat. Am ajuns la final de emisiune. Mulțumim frumos, domnule Fănică Gabor, Eu mulțumesc președinte. pentru oportunitatea de a Ne ținem reciproc la curent cu evoluția situației. Domnul Fănică Gabor, președintele CNS Cartel Alfa, filiala Brașov, greva în învățământ continuă. Se prefigurează și alte acțiuni în sănătate, dar și în alte domenii. Vom avea o vară fierbinte, așa cum spunea domnul Gabor. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Anghiță. O seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTT.